Fenomenul de pierdere a florilor și a fructelor mici poate avea loc nu numai la începutul înfloririi, ci și mai târziu, conducând la o producție totală mai mică. Fenomenul se manifestă prin îngălbenirea codiței florii sau a fructului, iar de obicei cauza majoră acestui proces incomplet de legare a fructelor și a fructelor rămase mici o constituie slaba polenizare. Mai târziu, spre sfârșitul verii, când temperaturile încep să crească, acest fenomen este deseori pus pe baza căldurilor mari, dar nu este adevărat, deoarece vinetele pot rezista până la o temperatură de 45 de grade Celsius. Legarea fructelor este puternic influențată de condițiile de mediu, lumină, temperatură, dioxid de carbon, umiditate, condiții de fertilitate a solului. În cazul vinetelor, ele sunt extrem de pretențioase față de umiditatea aerului și umiditatea solului. Practic, la această cultură de vinete, pământul trebuie să fie în permanență umed pe toată perioada de vegetație, de la plantat până la recoltat. Iar în asemenea fel, se evită căderea florilor și a fructelor. O altă cauză de cădere a florilor și a fructelor la vinete se produce datorită temperaturilor scăzute, 10 grade Celsius noaptea sau 15 grade Celsius ziua.